Noi înțelegem că domnul Arafat are susținere totală și din partea premierului Câțu, pentru că dânsul l-a invitat chiar la ședința Partidului Național Liberal de luni. Eu am vorbit cu Florin Câțu și îl cunosc pe Florin Câțu. Florin Câțu ceea ce a făcut, a făcut foarte bine. Adică Florin a spus, te rog frumos să vii, să explici partidului și oamenilor politici care ne întoarcem la povestea, trebuie să susțină deciziile despre ce e vorba. Ceea ce n-a fost bine a fost că domnul Arafat, deși a venit și a auzit niște puncte de vedere, pentru că în ședința, de exemplu, a Partidului Național Liberal, s-a ridicat inclusiv această problemă a calculului orei de închidere a magazinelor. Până la urmă a venit așa cum a plecat, adică a venit cu a lui și a plecat cu a lui. Dacă vii la genul ăsta de întâlniri în care doar tu ai impresia că doar tu le știi pe toate și că nu te interesează părerea oamenilor care conduc partidul de guvernământ din România, înseamnă că ai o problemă. Înseamnă că ești rupt de toți ceilalți și te-ai pus pe un piedestal în care practic nu mai ai nevoie de nimeni și de nimic. Tu le știi pe toate, toți ceilalți nu te înțeleg și asta nu e regulă.